Eu l-am văzut așa, cam un sfânt, așa, pe Părintele Paisie, așa. Ce caută omul în pustie? Ce îl îndeamnă să se retragă departe de oameni, doar pentru a fi mai aproape de ei sufletește? Ce chemare? Și ce răspuns așteaptă? Îl va găsi oare? Cât de mult poți iubi pe Dumnezeu și pe oameni? În codrii seculari din Ținutul Neamțului, șuierul vântului printre ramuri pare a spune povești. Pădurea a cunoscut oameni ce au dat, prin viața lor, răspunsuri la întrebări ce astăzi sunt puse din ce în ce mai rar. Acei oameni au cunoscut la rândul lor pădurea și au căutat în liniștea sihăstriei glasul lui Dumnezeu. Unul poate mai mult decât alții. Paisie duhovnicul, așa îi se zicea. Din tinerețe iubește natura, florile, izvoarele, câmpul înverzit și cerul înstelat. Îi sunt dragi slujbele mănăstirești, cântările din miezul nopții, poezia și singurătatea. Dar mai presus de toate, îi sunt dragi oamenii, călugării nevoitori, țăranii arși soare de la câmp, mamele cu mulți copii, tinerii nevinovați, bătrânii împovărați de ani și credincioșii iubitori de Hristos. Pe toți îi primește cu dragoste, îi ascultă, îi mărturisește, îi binecuvântează. Căci Părintele Paisie este deopotrivă duhovnic iscusit atât pentru călugări, cât și pentru mireni. Așa îl descrie arhimandritul Ioanichie Bălan. Satul Stroiești, comuna Lunca, județul Botoșani. Aici, în iunie 1897, vedea lumina zilei cel de-al cincilea copil al familiei Olaru. Numele lui, Petru. Familia celui care mai târziu va deveni unul dintre cei mai cunoscuți duhovnici ai Moldovei era o familie simplă. Tatăl său, Ioan, era pădurar, iar mama, Ecaterina, casnică. Părinții mei au avut 5 copii, 4 băieți și o fată. Cel mai mic dintre ei am fost eu. Mi-aduc aminte că tata m-a dus la școala din sat pentru prima dată și m-a prezentat profesorului meu de atunci cu numele Șandru. La noi în sat nu se învățau mai mult de 3 clase primare. În acești 3 ani am fost premiantul clasei. Pe atunci se dădeau ca premii cărți cu viețile sfinților. Sigur că mă mândream. Viețile sfinților l-au îndemnat pe tânărul Petru spre călugărie, după cum el însuși mărturisea, și dragostea pentru Domnul. În 1914 izbucnește primul război mondial. Rămas orfan de mamă din 1913, tânărul Petru este înrolat pe front. Se va întoarce cu bine de pe frontul din Ungaria la sfârșitul războiului în 1918. La întoarcere, Petru Olaru primește din partea statului român 5 hectare de pământ. Le va lăsa însă fraților săi, pentru că în 1921 va intra în viața monahală la schitul Cozancea. Aici, în schitul aflat în apropierea satului natal, în vara anului 1922, Petru Olaru devine Paisie. Eu găsesc cam
în jur de 16-17 părinți, dintre care unii erau foarte bătrâni, ei au cunoscut pe primii stariți ai schitului după 1753, de când a fost construită actuala biserică. Și câțiva părinți îmbunătățiți cu viață duhovnicească, cum era părinte Calinic, care și l-a ales ca duhovnic, care avea râvnă pentru rânduiala bisericii. Cum spunea părintele Paisie, că venea cu jumătate de oră înainte de a începe slujba și îl trezea. Și ar fi mai tânăr și mai obosit, uneori cârtea. Deși avea puțin viețuitori, schidul Cozancea i-a oferit tânărului monah Paisie șansa să întâlnească părinți înduhovniciți. Nicon Drăguleanu, un părinte diacon, un practicant al rugăciunii lui Iisus. Mărturii avem despre el și la părinte Cleopa, care spunea că de multe ori își lua o traistă, un băț și înconjura pădurea noastră, care este destul de mare. Părinte care și-a vestit sfârșitul, chiar, spunându-le părinte Paisie că într-o duminică, la ora 8, dimineața va pleca să slujea, să cânte Dumnezeu în cer, aleluia. Și părinte Paisie, luându-se cu treaba, a uitat de vestirea părintei Nicon și s-a dus ceva mai târziu, găsându-l încă cald. Și mai fost mulți părinți cu viață duhovnicească deosebită. El la început era la stăreție cu ascultarea. Și el spune că primul stareț al lui se purta mai mult militarește cu el. Fusese cadru militar în armată și de multe ori el răspundea cu ordonați și cu imediat. Da, părintele Vladimir Bodescu. Părinte și el cu viață totuși duhovnicească, care l-a învățat părinte cu ascultarea și cu tăierea voii. Deci să nu faci nimic fără blagoslovenie, fără știrea starețului sau a duhovnicului. Departe, ascunsă între dealurile împădurite ale Neamțului, o altă mănăstire îl aștepta pe părintele Paisie. Numeroși pusnici viețuiau în apropierea ei, iar tânărul monah Paisie era atras de pusnicie. Sihla. Părintele Paisie a vizitat-o în anul 1925, însă nu a fost primit fără binecuvântarea starețului de la Cozancea. Întors la prima sa mănăstire, se va dedica unei vieți mai retrase. El mai mult se ruga după psaltiri și după ceaslov. Citea Acatist la Maica Domnului, Paraclisul Maicii Domnului, avea evlavie la Maica Domnului, evlavie deosebită. Ocupația lui, așa, putea spune, ispitea părinții să vadă cum trăiesc ei rugăciunea, cum trăiesc viața duhovnicească. Și îi urmărea pe cei bătrâni, cum se roagă în biserică, chiar a dat-o surprins pe un bătrân, fără multă școală. Și bătrânul se ruga la icoana Sfântului Nicolae și spunea: bre Nicolae, bre, eu sunt bătrân, tu ești bătrân. Vezi ce faci cu mine, bre. Deci un om care se ruga fără împrăștiere și simplu. Va învăța tot ce se putea învăța de la monahii mai în vârstă pe care îi întâlnea. Fiecare avea ceva de transmis, un sfat, un gând sau un gest. Iar uneori, tăcerea îi spunea mai mult decât orice. Mai urmărea cum își fac metanile, cum se închină, spunea cum bătrânul făcea sute de metanii până la 1000 chiar și mai mult. El l-a primit la dânsul în casă să doarmă și celălalt a început să facă metanii, crezând că părintele Paisie doarme, dar el de fapt urmărea să vadă cum trăiește, cum se roagă el. Și celălalt a început să facă metanii, a numărat până la 800 și a dormit. Și bătrânul a rămas să facă metanii în continuare. Spunea că când făcea Sfânta Cruce, pucneau umerii de la boandă, bondiță, cum se spune, cea haină tradițională, făcută din piei de oaie. În 1930, noul egumen îi dă binecuvântare să-și construiască o căsuță cu 3 chilii într-o poieniță lângă mănăstire. Aici se va nevoi 18 ani. S-au schimbat mai mult stareți până în vremea aceea și atunci a ajuns stareț un părinte din Schid, cu Metania, Vasean Cuvuliuc. Și cu binecuvântarea starețului și a episcopului
Pimen Georgescu și a făcut în acest loc o căsuță cu două camere și un paraclis mic, numit în acea vreme chioșc. Nu se săvârșea Sfânta Liturghie, doar era un loc de retragere și de rugăciune. Pentru că el avea și un ucenic cu el aici, totdeauna. Unul sau chiar doi, un bătrân și unul tânăr. Și îi lăsa pe dânsi în casă cu treaba și cu ocupații care avea el atunci. Și părinții pe aici se retrăgea în paraclis și își făcea rânduiala de călugări. Aici, în poienița înconjurată de arbuști, s-a format Paisie. Lui plăcea să fie liniște. El nu era, el nu plăcea liniște, plăcea să roage mult el. Asta era programul lui. El nu era legat de nimic, de este pământești, da. El dacă cea închiri la el, avea două, trei cărți, dar el avea mult închiri el. Cea închiri la dâns, avea două, trei cărți, un pat simplu și mai boiros, anii ăștia. Un pat, o pătură, pasă, cu penuțe micuțe, micuțe de toate, așa. Și era simplu, el nu ținea la lucrurile astea. Marea schimă o va îmbrăca în 1933, iar în 1947 va fi hirotonit preot și duhovnic. Ajuns ce stare, spune în 47, îl spunem printr-o curcătură, i-a venit și lui rândul să guste din acest pahar al stăreției. Și a durat jumătate de an a fost stareț. Spune el că n-a fost ajutat de părinți sau era rușinii lor de dânsul, pentru că nu era un om cu carte, n-avea diplome de astea. În această perioadă leagă o prietenie strânsă cu părintele Cleopa. În toamna anului 1935, duhovnicul de la Sihăstria s-a oprit la Cozancea. Cei doi monahi își promit prietenie veșnică. Doamne, binecuvântează făgăduința noastră ca să fim amândoi împreună și în veacul acesta și în cel ce va să fie. De voi muri eu întâi, să fie el la capătul meu, iar de va muri el întâi, să fiu eu la capul lui. Amin. Și ne-am sărutat amândoi și ne-am despărțit. De părintele Cleopa sunt legat cu inima cel mai mult în viața aceasta. Părintele Cleopa și cu frații lui veneau foarte des la Cozancea, pentru că părintele Cleopa se ocupau cu păstorii oilor și aveau stâna undeva lângă schit, nu departe. Și ei ajungeau cu oile la schit, unde se sfătuiau cu părintele Paisie. Chiar părintele Cleopa spune undeva că dacă n-ar fi fost părintele Paisie de la Cozancea, poate nici eu și nici frații mei nu urmam calea mănăstirii. Prietenia celor doi va rămâne vie întreaga viață. Păi era prieten bun, el se cunoștea de la Cozancea, părintele Cleopa a fost oșnicul lui, la Cozancea acolo, da, el, fratele Vasilii, de Arasâm, da, au stat acolo, la Cozancea, el este o pădure acolo, e un schid, dar în pădure, așa, și aproape de pădure acolo, și eu, prima dată acolo a fost, ei acolo, vă zic că au fost crescuți de dâns, așa, și apoi până părintele Cleopa s-a retras în coașe, că venise fratele lui, mai înainte și fratele Vasile sau Gherasmus, că a venit aici și Părintele Cleopa s-a retras și la aici. Dragostea părintelui Paisie pentru liniștea Sihăstriei îl va îndemna să părăsească Cozancea. Se simțea prea aproape de familie, iar visul unei chilii de lemn într-o inimă de codru îi era viu în minte. Sihăstria. Faimoasă pentru frumusețea ei. Faimoasă pentru duhovnicii ce ascuns între ziduri. Întemeiată în anul 1655 de către mitropolitul Gedeon al Moldovei, Sihăstria a păstrat tradiția începută de doritorii de pusnicie, precum Sfântul Cuvios Daniel Sihastru. Aici va sosi în 1948 și părintele Paisie. Starețul mănăstirii era nimeni altul decât vechiul său prieten, părintele Cleopa Ilie. Aici va fi cunoscut drept duhovnicul de la Sihăstria, blând, după cum și-l amintesc mai toți ucenicii. Părintele Paisie a fost un om al lui Dumnezeu.
Era o asprime doar de fațadă, ascunsă în dosul ochelarilor, dar de fapt inima sa avea o mare, o profundă înțelegere și bunătate pentru omul căzut pe drumurile vieții. De aceea, poate la chilia lui, în anii când a făcut misiune la Mănăstirea Slatina din Ținutul Fălticenilor și apoi la Schitul Sihla și la Mănăstirea Sihăstria, au poposit nenumărați oameni care îl căutau pe Dumnezeu. El a fost duhovnicul celor mulți, al celor care nu aveau renume. Deci asprimea lui era doar una afișată. În realitate, el a fost un munte de bunătate. Părintele Paisie a știut să-și îmbine blândețea aceea de care atât de mult toți o căutăm. Însă asta nu înseamnă că în spovedanie părintele nu ți-a așezat tot ce se poate numi morala părintească, dar cu dulceață. Cât de greu ar fi fost acel păcat, așa știa părintele, s-a să spună să nu mai faci. Aparent părea cel mai ușor canon. Să nu mai facem, cam asta este canonul, dacă n-ai probleme prea grele, să nu mai facem. Părintele era socotit foarte bun, cu toate că părea așa sever, așa și parcă te sfiai. Dar după aceea, după ce îl cunoșteai, era bunătatea, puternicul lui Dumnezeu. Introvertit, fără a fi un mare predicator, Paisie își va dedica viața miilor de oameni ce au trecut prin fața chiliei lui. Mulți, din toată starea, de toată mâna, cum să spune. Și mireni, și călugă, și călugărițe. Cel puțin noi mergeam și noaptea, pentru că așa era, nu era timp, era ascultare multă până seara și mergeam și noaptea în grup, mergeam la părinte. Sau la o nevoie. Și vă dau exemplu. Odată o maică mi-a spus că cu tare soră vrea să plece din mănăstire. Avea o ispită. Cea mai ușoară ispită, să plece din mănăstire. Și m-a rugat colega ei de cameră neapărat să mă duc la părintele cu ea, că părintele sigur o va îndrepta pe calea cea bună. Și am plecat. Plecat noaptea, prin noiembrie, pe la 8 seara, că atunci am scăpat cu treaba, atunci am putut să fim libere. Și am plecat. Făceam o oră jumate până acolo. Era toamna, aveam o pungă de struguri, mutam dintr-o mână în alta, în tăcere, și ne făceam un proces de conștiință, că fiecare ne spovedeam acolo. Și mai era și un băiat întâmplător, era la mănăstire și ne-a însoțit, așa, ca să fie și un protector, un înger păzitor. Și îmi făceam oarecare gânduri, mai ajunge pe la 9:30, 10, îl deranjam părintele, care se scula la miezul nopții. Dar am să-i spun, părinte, nu se putea, trebuia să vin, să salvăm sufletul ăsta. Dar părintele a fost atât de blând, nici nu dormea. Ne-a primit, ne-a făcut molifta dinainte de spovedanie, ne-am spovedit pe rând, așa. Când a ajuns la mine, a zis, m-a îmbrățișat, zice, nu mai pleacă, nu mai pleacă, zice. Și așa s-a bucurat. Și noi am venit cântând cântările Catavasiile Vierii, de bucurie. Deci îți inducea o bucurie extraordinară. Cerească, bucurie de rai. Oamenii se schimbau în preajma părintelui, îi transforma. Marele duhovnic prin excelență este doar Mântuitorul Hristos. Duhovnicii care vor să-L urmeze pe El trebuie să privească mereu la felul cum Mântuitorul Hristos s-a purtat cu oamenii păcătoși, cu femeia păcătoasă, cu vameșul Zaheu. Pe toți i-a iertat, dar întâlnirea cu El i-a schimbat viața, le-a schimbat viața. Așa era și întâlnirea cu părintele Paisie. Schimba viața oamenilor. Poetul Ion Alexandru, dânsul stătea și pe aici, pe la noi, pe la Agapea. Și era prieten cu părintele Ionică și mergeau adesea la părintele și odată s-a dus să spovedească. După ce s-a spovedit, s-a întors unde avea gazda aici, la Agapea, la o căsuță. Chiar la casa Maicii Stareți, Eustochia. Și ceva nu era în regulă cu el. Parcă avea o jumătate de cap limpede și jumătate de cap așa ca o ceață. S-a gândit el ce se întâmplă. Și a mintit că nu spusese ceva. Și în puterea nopții s-a dus și a mărturisit și a venit zburând acasă. Iar soția lui Ulvine
Am înțeles, nu știu cine spunea, poate chiar dânsa sau copiii, că a ieșit plângând și desculță, nu mai se uita pe pietre de pietre ascuțite de bucurie. Am mers odată cu un pădurar. Acela zicea, am o bucurie și așa după aceea iar vin negurele, iar vin încercările, iar vin ispitele și iar urcă muntele la părintele și ne curăță de păcate și ne slobozește. Neobosit, Paisie devenea un predicator uriaș în scaunul de spovedanie. Avea o căldură sufletească deosebită. Era ca o cloșcă care strângea puii la pieptul său. Duceam și noi bunătăți, mure, ce mai găseam prin pădurea afine și duceam părintele și la toți bătrânei. Dar părintele ne și spovedea, ne trimitea să ne facem canonașul. În 1949, părintele Paisie părăsește Sihăstria pentru 5 ani, alături de părintele Cleopa. Cei doi mari duhovnici sunt trimiși la Slatina, apoi la Schitul Rău, pentru revigorarea vieții monahale de aici. Părintele Cleopa a plecat și el duhovnic de bază, s-a dus acolo și a început să spovedească acolo, zi și noapte a spovedit acolo. A ajutat foarte mult pe linie duhovnicească părintele Paisie, la Slatin. Și deci, din 49 și până în 54, a stat la Slatin. Sucenicii cei mai apropiați erau monahi din mănăstirea Sihăstria și din mănăstirea Slatina, dar și credincioși pe care el i-a întâlnit încă din tinerețe atunci când împreună cu arhimandritul Cleopa Ilie a revigorat viața duhovnicească a mănăstirii Slatina, ctitoria lui Lăpușneanu. Atunci el s-a făcut cunoscut mulțimilor, împreună cu părintele Cleopa. Mulțimile acelea de pe Valea Suhăi, din Ținutul Mălinilor, de la Fălticeni, Gura Humorului, Suceava și apoi din toată Moldova, veneau la chilia sa pentru rugăciune și unii pentru duhovnicie. În toamna anului 1954, părintele Paisie se reîntoarce la Sihăstria. Aici își continuă activitatea duhovnicească, tată a mii de ucenici, mireni și monahi deopotrivă. La dânsul când mergeam la spovedit, totdeauna era cineva. Avea foarte mulți fii duhovnicești, afară de călugări, creștini, care îl aveau la mari evlavii și găseau cu cuvințe să-și destăinui sufletul, să-și descarce sufletul de păcate la el, că era și cu multă răbdare. Nu-l grăbea pe om. Răbdare ca la el n-am văzut la mulți duhovnici. Și sfătuie pe om, îi spunea cuvinte esențiale, nu povești. Da, ceea ce avea nevoie, ceea ce trebuia și omul se duce de la dânsul bucuros și ușurat sufletește. În 1959, veștrele ajung la Sihăstria. Știți că atunci eu dau părinții afară, până la 55 de ani, cam așa, și mă reapsesem câțiva. Mănăstirea vândută și oile, jumătate, rămăsesem puțini oile și vitele le vândut. Rămăsesem o vacă, două, atâtea, vândută și caie și boi vândută, că dacă o să se desfințează, și aici o să rămâi doi pagini și așa a fost propozitul ăsta, și colectiv aici și rămâi doi pagini la mănăstire. Decretul 410 din 1959 preciza, printre altele, că pot fi admiși în monahism numai bărbați și femei cu vârsta de peste 55 și respectiv 50 de ani. Peste 90 de mănăstiri au fost desființate, iar numărul monahilor scoși din mănăstiri se apropia de 5.000. Vărnic pai s-o pregăti și el, dar și el avea o trație de bagaj, atât avea, nu avem bagaj el, atât. Și atunci eu am timp puternic și tu, când merge pe Paraclis către Paraclis, și Părintele Paisie afară, pe ura aceea, și Părintele Paisie așa cu smerenie, cu vorbă dulce, și domnul puternic și
Nu vreau să nici nu vă supărați și dacă nu și îngăduiți și nu, dacă puteți, haideți să o leacă până la mine, zice. Bun. Îmi putem și tu deschide ușa, merge la Părintele Paisie acolo, închide și îl întreabă, domnul, îmi putem ieși de așa, că el era de teactios la vorul Părintele Paisie așa. Uite, zice, ce zice dumneavoastră, un om bătrân cu o traiță în spate, se duc acasă, se fac 40 de ani în mănăstiri și acum se duc acasă. Păi atunci i-a dat lacrimi în ochi și Părintele Paisie a început și îl putea nici tot să plângă și el. Părintele Paisie avea o bancă foarte simplă, era pătura, nici pieră n-avea. Era o cană de apă pe masă, două cărți și două icoane părinți, atâta, simplu, foarte simplu. Și o haină era pe ușă, în cui, la ușă acolo, în cui, pe ușă o haină. Îți uite prin stânga, prin dreapta, deci îmi putea nici eu după Părintele Paisie, dar cum Domn Sfinția ta, banca și era cu două părți și ziua o dădea așa, și rămâneam o parte. Zice, și cum Domn Sfinția ta aici pe pătuțul ăsta? Și zice, Domnul îmi putea nici eu, zice, apoi eu dorm pe o parte, nu dorm pe două părți, zice către el. Și îți uite în stânga, în dreapta, bă, s-a dat să reși la el și vorbit așa de frumos. Și păi, îmi putea niște de lacrimi și cu bătut pe lume, era de zice, Părinte Paisie, zice, stai aici până și dai eu afară, zice, stai aici, zice, eu dau lacrimi în voi, zice, să stai aici, zice, până ce-o scoate noi, zice. Mănăstirea a fost transformată în azil de bătrâni, portiță ce dădea șansă celor mai mulți monahi ai Sihăstriei să rămână aici. O contribuție minunat a avut Părintele Paisie în 60, când a fost decretul. Atunci nu voiau, nu se putea, era tulburare mare și călugări și mai călugărițe de la mână și care i-au scos afară de mănăstire și nu mai ales care erau făcuse făgăduință ca să se dezbrace de haina asta, să rămâi civil, era foarte greu. Și atunci vineau la dânsul și ce i-a venit lui în minte, i-a spus istorioara asta, povestea asta. Eu am să vă spun o istorioară, zice. Un om merge, se ducea undeva la țară, nu știu, un țăran la țară și avea o găleată în mână. Și a văzut că vine ploaie. Ce să facă el acum? Era în câmp, deschis, nici un adăpost, nimic. Ce să fac eu acum că mă ude lor că mă face ploaia? Zice, se uite el încoace, în dreapta, în stânga, nu vede nicio posibilitate ca să scape de ploaie, să stea la adăpost până trece ploaia. Și atunci s-a gândit el, ei, n-ar să mă aude ploaia asta. S-a dezbrăcat de toate hainele și le-a pus în găleată și le-a răsturnat găleata cu fundul în sus și el s-a așezat pe găleată și l-a plouat bine și-a făcut o baie frumoasă și după ce a trecut ploaia s-a îmbrăcat cu hainele uscate și s-a continuat drumul unde mergea. Așa să facem și noi. Dacă o vine, zice, acum furtuna asta pe capul nostru. În plină perioadă comunistă, un monah simplu lupta pentru păstrarea vieții monahale în Moldova. Printre cei care așteptau la chilia lui, s-au aflat și oameni importanți ai vremii, chiar ai regimului care se afla la putere în vremea aceea și care aveau încredere în rugăciunea lui. Pentru că Părintele Paisie, înainte de a fi duhovnic, înainte de a fi ieromonah sau ieroschimonah, cum a slujit o viață întreagă, a fost un om al rugăciunii profunde. Alături de prietenul său, Părintele Cleopa Ilie, Paisie propune întemeierea unui nou schit în apropierea mănăstirii. În urma unei slujbe de vecernie la care participaseră 30 de părinți ai mănăstirii Sihăstria, într-o poiană, Paisie a zis,
Aici să faceți un schid. Astăzi, în acel loc se ridică schitul Poiana lui Ioan, nume dat după un bătrân pusnic ce viețuise în zonă. Îi plăcea să muncească. Încă din perioada viețuirii sale la Cozancea, principalele ascultări ale părintelui Paisie erau legate de munca fizică. Avea grijă de via mănăstirii și de cai. Mănăstirii era și vizitiu. În vremea aceea, dacă nu erau mașini, toată treaba, tot lucrul se făcea cu căruța, cu șareta, până la Botoșani chiar, 30 km. Și lucrul ăsta îl făcea părinte Paisie. El îngrijea cai, în hăma și se ducea unde era nevoie. El lucra și avea, dar dacă nu lucrează, el lucrează trupul, știi, el vrea să lucreze ceva ca să se iei. Făcea fântâni, câte fântâni a făcut pe aici, nu s-a dea după și temea de mărturisit, făcea fântâni, zboare, atunci nu era adus, nu era conductor să aduse dai părinte. Păi era fântâni, adusea apa de fântâni. Marea sa dragoste pentru oameni se vedea și în preocuparea de a-i asista pe cei bolnavi. Toată viața lui e plină de milostivire. Îngrijea bolnavi. Avea atâta duioșie și dragoste de om și smerenie. Deci toți erau mai buni decât el. Se închina în fața oamenilor, așa, celor care erau curați cu inima și îi simțea curați cu inima. Am avut atâția bătrâni în jurul lui. Au stat cu 8 ani. Nu știa să se încalțe, numai de sculți umbla și pe zăpadă. Așa era părintele. Când vedea unul că-i slab, se ducea, îl mărturisea, de că vedea că aproape de moarte, îl mărturisea, îi citea, și după ce îi citea, îl pregătea, să se împărtășească, știi, ca să nu moară așa. Și el se ducea. Și când aproape îi supea, se ducea pe la el, vadă ce mai face, nu știu ce. Încerca, adică nu știu, să vadă cumva, să nu cadă pe jos, îi plăcea tare, dar cumva să îngrijească și de bun la atât, chiar a preu duhovnă de el, îi plăcea să fie lângă capul lui. În anul 1972, părintele Paisie hotărăște să se retragă și mai mult de lume. Acum dorința sa din copilărie îi se poate împlini. Deși aproape de Sihăstria, schitul era mai greu accesibil vizitatorilor. De altfel, liniștea pădurilor din împrejurimi atrăsese și pe Teodora, sfânta ce astăzi este cunoscută sub numele de la Sihla. Atacurile repetate ale turcilor în părțile Vrancei și Buzăului o determinaseră pe sfântă să se îndrepte mai mult spre sălbăticie. Aici, în pădurile din apropierea schitului Sihla, în deja faimoasa peșteră, sfânta Teodora se va fi ostenit până la moarte. Tot aici, în apropierea bisericuței de lemn, părintele Paisie se va nevoi într-o casă cu două chilii. Tinda îi va deveni însă neîncăpătoare. Am venit prin anii 80 și am stat o săptămână la mănăstirea Sihla. Părintele era acolo. Și prin mijlocirea sfinției sale am obținut de la părintele stareț Chiril Șeremet. Dar Chiril părea un bătrân aspru. Și ne-a îngăduit să stăm noi două fete acolo, să stăm o săptămână. Mai ajutam și noi pe la bucătărie, mai culegeam mure, mai așa. Și părintele, era o bucurie. Oricum, mi s-a lipit inima de părintele foarte mult. De acum a devenit duhovnicul meu. Eu mă spovedeam la București, dar în timpul în care îmi veneam în vacanță, mă spovedeam la părintele. Așa aveam blagoslovenia. Și abia așteptam să vină vacanța.
Și am ajuns la mănăstire. De fapt, venind la Agapia, am dorit un loc cât mai aproape de părinte. Ucenicii părintelui Paisie, fără excepție, evocă bunătatea și smerenia duhovnicului. Mai presus de toate, pacea pe care o lăsa în inimile celor ce îi deschideau ușa chiliei. Părintele a fost un tată, o mamă, tată, mamă, ce vrei a fost pentru tine. Deci îl simțeai, puteai să-ți pui capul în poale și să-ți pui toată durerea inimii. Asta. Și părintele avea darul să te mângâie, de ajuns să-ți prindă capul în mâinile sale, să simți că ți-a ridicat toată durerea. Îl liniștea pe om, putea să fie cât de tulburat. Părintele avea grijă să-l liniștească, să-și găsească pacea sufletului, care era tulburată de păcate. Că nu ești cu putință să aibă cineva liniște și pace și bucurii duhovnicească dacă este stăpânit de patim, de păcate, este cu neputință. Nu de puține ori se întâmpla ca dimineața să-l găsească în scaunul în care spovedise. Și am luat mafia, stănea pe scaun. Avea la un pat, dar mai mult pe scaun îi stătea. Dacă ce, noapte, la ora 12, sau când te duce, sau la 4, dacă ce la ușă bătea, el îi ia drumul. Nu știe că doamne sau nu doamne, nu știe. Nu se știe când dormea și cât dormea el. Eu pot să vă mărturisesc că atâția ani cât l-am cunoscut, ani de zile, nu l-am văzut niciodată mâncând. Niciodată nu l-am văzut. La masă de ofice nu venea, el avea rânduiala lui. Îi ducea cineva acasă, ce era la masă de ofice și gusta el ceva când a pus soarele sau după cum era caz, după cum avea el program și gusta ceva. Nu l-am văzut. Asta e lucru foarte curios, dar n-am văzut niciodată, cum vă spun. Nu vindea, nu vindea nici duminica la masă. Îmi povestea părinte Ionici Băla că de câte ori se duce la dânsul, cum era el cu administrația aici, cât a fost părinte Ionici, n-avea timp să ducă ziua, se ducea noaptea, la orice oră, la 8, la 9, la 10, la 12, la 1, la 2, la 3, îl găsea împlinit. Și-o cănea în ușă, puțin, și gata, apărea bătrânul. Când dormea și cum dormea, numai Dumnezeu știe. Îi plăcea să lucreze în mica grădină din fața casei. Cât a putut el pe aici, a fost grădinar. Da, grădinar, avea o grădină aici sus, o grădină la poiana lui Ion, la piciorul crucii. Și el mărturisea până la 9, de la 9 lua sapa, lopata, hârlețul și pleca la lucru. Lucra, era foarte bun gospodar. Și muncea toată zăudica pe richiri și de acolo punea cartofi, straturi, tot și ruga necetat. Da, și zicea lumea să mărturisea și el lucra. Odată cu sosirea serii, părintele Paisie își aprindea lumânarea, se ruga în taină, citea din cărțile sfinte. La miezul nopții, când suna clopotul, își lua toiagul și cobora de sub stâncile sihlei la biserică să asculte slujba utreniei. Iubea singurătatea, nevoința, tot timpul lucra ceva, tot timpul lucra pământul. Odată o prietenă de-a mea s-a sculat foarte dimineață să prindă rând acolo, să se spovedească. Și vine părintele din pădure, se zice, ce faci, lăcăule cu plete negre? Era așa brudețic. Că el venea deja, era să nevoise în pădure, nu știu de când. Da, și apoi era și slujba la miezul nopții. Și spovedea la lumânare la orice oră și după utrenie. Deci utrenie era la miezul nopții, se termina pe la 2, în continuare spovedea. Foarte bun era părintele, foarte milostiv era. La Sihla se va osteni până în 1985. În vârstă de 88 de ani, bolnav din cauza unei afecțiuni la un picior, părintele se reîntoarce la Sihăstria, unde putea fi ajutat mai ușor. Bucuria noastră
A fost intensă, dar n-a durat mult, pentru că eu am venit în 83 și părintele în 85 deja a trebuit să coboare, a făcut o arterită. Am dus așa, pe ascuns un doctor acolo, mi-a recomandat un medicament și acum cum să le duce medicamentele acelea? Eram și noi naive și ne gândeam că gata, medicamentul ăla o să-l vindece pe părintele, o să-l ajute măcar. Și am plecat într-o iarnă la două noaptea, sâmbătă noaptea spre duminică, și trei mogâldeți am plecat la două noaptea pe un viscol îngrozitor. Se astupau urmele în urmă, cădeam, ne ridicam, iar cădeam, iar înaintam. Ceea ce făceam, drumul îl parcurgeam în o oră jumate, acum am făcut trei ore. De la două la cinci abia am ajuns la părintele, era acolo unde e clopotnița acum, într-o căsuță mică, și avea dureri foarte mari de la arterita asta. Deci nu ajungea sângele până la degetul mare și acolo avea dureri foarte mari. Și eu de la ușă am zis, părinte, sunt din America, medicamentele astea, ca să fiu mai convingătoare și mai sonor. Și părintele, ne-am îngâiat, ne-am spovedit, ne-a blagoslovit și a zis cuvântul ăsta așa de frumos. El știa ce e afară și cum am venit. Dragostea învinge frica. A Sfântului Pavel. Era foarte optimist el. Foarte optimist și mergea așa pe scaune, ne așa, și totuși mergea pe chilie. Da. Și era întotdeauna foarte curajos și mare duhovnic și mare învățător. Era un rugător desăvârșit. Contemporanii își amintesc rugăciunile simple, cuprinzătoare, pe care părintele le rostea. Amintesc de rugăciunile lui pe de rost, le rostea pe de rost, deasupra lumii, la sfârșitul slujbelor, la sihla. Și blagoslovenia pe care o dădea. Blagoslovea călătoria fiecăruia, căsuța lui, măsuța lui, să întoarcă sănătos acasă. Era foarte... îți mergea la inimă. Mult spunea el psalmul 50. Le dea și la călugări și la frați, la monachii și la surori și la credincioși să zică de 7 ori pe zi psalmul 50. Da. Și e mai ușor să zici psalmul 50 decât să zici Doamne Iisuse, ușor. Doamne Iisuse, zici de câteva ori și uiți. Te iei cu treburile îndată. Îți trage mintea, ți-o trage mintea tot ce vezi, ce auzi, ce se întâmplă, grijile care ai. Da? Dar psalmul 50, pentru că el e mai lung, așa se obișnuiește mai ușor. Să binecuvinteze Domnul căsuța voastră, măsuța voastră, călătoria voastră și un colțișor de rai să vă rânduiască vouă. El care trăia într-un rai al rugăciunii, al ascultării, al dăruirii pentru Mântuitorul Hristos, dorea și altora să moștenească împărăția cerurilor. Își mai amintește și de mila sa față de orice suflet. Pe toți vrea să-i mântuiască și să-i folosească, mai ales printr-un cuvânt și prin rugăciune. Deci avea darul rugăciunii și darul lacrimilor, plângea pe tine acolo, plângea pe tine. Și tu te spovedeai. Zicea, părinte, zic, am supărat pe sora cu tare sau nu mă iartă sau... ce spune? Smerete-te tu. Apoi el plângea și zicea, dar să vezi eu, zice. Uite, zice, pierd un ac și bănuiesc că l-o lua cineva. Deci iată ce păcate mari pe cea. Dragostea acopere mulțime de păcate. Dragostea dumnezeiască a făcut de să pogorim Mântuitorul. Dragostea față de lumea asta l-a făcut pe Mântuitorul să pătrânească. Dragostea a întărit pe Sfinții Mucenici să pătrânească și să pătrânească chinuri. Dragostea și cu frăția mult întrece bogăția. Monah adevărat, Paisie este descris de cei ce l-au cunoscut drept o persoană smerită. Pentru că părintele, cu cât se ascundea mai mult, cu atât atrăgea mai mult, ca un magnet. Ca un magnet, deși era simplu, nici nu
aparent n-avea un har deosebit să predice, să vorbească, însuși, mai ales că l-am prins într-o perioadă de vârstă înaintată și trebuia să fii atent să înțelegi cuvântul. Nici cântăresc mare n-a fost, nici predicator, nici lichisitor, în schimb avea har mult și aceasta atrăgea. N-a vorbit niciodată despre virtuțile sale, despre nevoințe, despre felul în care petrecea ceasul la rând, rugându-se lui Dumnezeu în taină. El a împlinit poate cel mai mult dintr-un veac zbuciumat cuvintele Evangheliei Mântuitorului Hristos. El se ascundea în cămara sa, în chiria sa, închidea ușa și în ascuns se ruga lui Dumnezeu. Iar Dumnezeu, care vedea cele ascunse, îi răsplătea. M-am pomenit cu un om așa cam delicat. În sfârșit, era de la București, spunea el. Și m-a întrebat, dumneata, ești Paisie? Eu am spus, urmai și alții, nu numai eu. Dar el zice, am auzit de dumneata și am venit să te văd. Și aici am spus eu cuvântul ăsta. Să nu crezi tot ce ești auzi, să nu faci tot ce ești poți, să nu spui tot ce ești știi, să nu dai tot ce ești ai. Rugat să vorbească despre rugăciunea inimii, a răspuns, ce este rugăciunea inimii? N-am auzit niciodată de ea. Rugăciunea inimii nu se spune. Oricine o are, o pierde dacă spune, face așa reclamă de dânsa. Tot omul care are rugăciunea nu spune, nu vestește. Ori călugăr, ori mirean, da, spun el la duhovnic, cu duhovnic, că l-are povățuitor, îndrumător, îi spune, dar nu spune la toți. Și nu e ușor să ai rugăciunea. Că mulți au încercat și s-au înșelat. Rugăciunea noi, inimii și a minții, nu e un lucru ușor. Da, unii îl văd ușor. Poți să zici așa, să te rogi. Cum spun Sfinții Părinți, plugăria sufletului, Doamne Iisuse Hristos, Dumnezeu miliește-mi păcătos. Încă să ajungi să ai rugăciune permanentă, acela-i darul rugăciunii. Cum spune Sfântul Macarie în omilile lui, zicea a ne ruga, oricum, stă în puterea noastră. A ne ruga cu adevărat este darul lui Dumnezeu. Nici deprinderea acestei rugăciuni nu a fost ușoară. Așa pare Daniel, Dumnezeu să-l ierte, că l-am cunoscut și pe cealaltă. Părinții Paisie zice, Sfinția ta ai rugăciunea inimii. Părinții Paisie, da, el nu și-o dat seama. Părinții, preacuvioase, părinții, n-am, mama, poate din smerenie. Ei, atunci, dacă n-ai, uite-te bani, chirie și acolo. Și stai pe un scaun, el i-a spus, știi că în partea stângă așa și zice, Doamne, i-a spus cum să-i dea, îmi pare, puțin capul așa plecat și face rugăciunea inimii. L-a închis pe Părintele Paisie acolo într-o chirie, de dea seara mâncare, mătea pe ceva cineva, se dea mâncare și zice, se i-a închis. Părintele Paisie o stă, dar stai tot ziua închis, nu pot să vă mâncare învățați, să mai lucreze pe hală. Bine greu să stai tot ziua, te rogi, ai 2-3-4 ori, dar nu mai pot mai mult, te doare capul, te doare merg cu Doamne cu sus, te doare cam capul așa. Și păi, o stai la acolo, o să mă măști afară și părintele cealaltă, părintele Danilă, eu era în sariță acolo, deci părintele Paisie e căpătat rugăciunea inimă, dar părintele Paisie, el, fără să-și iau seama, deci nu am căpătat-o, zice. Ei, gata, deci mai stai o săptămână închis. Și apoi Părintele Paisie a mai stat încă o săptămână și apoi Părintele Paisie a măcut din sperimele, l-a întrebat, Părintele Paisie, ai căpătat rugășenii? Da, Părinte, am căpătat. Învățăturile sale, formulate scurt, asemeni celor ale părinților din vechime, sunt pline de har. Nu vorbea mult, numai când trebuia. El a împlinit cuvântul Sfântului Apostol Iacov, ruda Domnului, că fraților, zice, să fim
grabnici a asculta și zebavnici a vorbi. Așa a făcut părintele Paisie, vorbea cuvinte, se uita la om, îl măsura așa cu mintea lui și cât îl lumina Dumnezeu, îi spunea omului ce iese de folos. Și atât, nu mai mult. Avea la inimă lucrul ăsta, dragostea dintre frați, dintre surori. Mergeam la Crăciun să-l colindăm sau așa. Dragostea și cu frăția întreg bogăția. Asta avea la inimă, dragostea și milostivirea să ai când vii la o nouă spovedanie să vii să mai omori un păcat, să mai lași o clevetire, să mai pui în trestuță ceva bun, în trestuță. Să zicem, măcar acatistul Maicii Domnului dimineață și paraclisul seara, bineînțeles, rugăciune dimineață și de seară, să zici crezul de mai multe ori, crezul ca să se întărește în credință, să zici miluiește-mă Dumnezeu de mai multe ori, să zici Tatăl nostru fără de număr și Doamne Iisuse fără de număr, închinăciuni fără de număr, dar cât poți? Era foarte smerit și neibitor de econisală. El avea un rând, două de haine, atât, da. El nu avea nici mobil în casă, dar chiar o masă era acolo, măsuță, nu era lichid ieșit de ea, nici de chilie. El să te ieși și cu, da, cum să duci, el nu căuta să facă, el căuta să aibă liniște. Și să cât de simplu, ca să nu și ilegal. Că spunea că, deci, că dacă monahul are lucruri bune în chilie, îi se lega inima de ele, adică se lea cu inima de ele, dacă ai lucruri bune în chilie. Ce uite Domnul, deci dacă ai lucruri bune, că așa este, da, dacă ai, da. Și dacă ai lucruri bune, trebuie de sper. Da. Vă spunea că un părinte, nu mai știu cum îl cheamă, avea o sudică cămoși aici. Așa, și așa, avea și, păi el nu avea când să mai roage, avea o sudică cămoși, trebuie să-i sper, da. Speri, pune, calcări, da, așa ai când să mai roage, să mai ce să faci. Și acum mai spunea, mă, ce... Și în Pateric spunea așa, deci era unul, cred că și Sfântia voastră, și unul avea o bibliotecă plină de cărți și unul avea numai o carte, o psaltire. Așa care avea biblioteca plină de cărți, le șterge de praf, că trebuie să le șterge pe praful pe ele. Așa. Și al care avea psaltirea, așa știa în fiecare zi. Și se ruga, că eu avea psaltirea de așa. Și el tot pilde de ese frumoasă spunea. Și așa, deci mă, nu trebuie să fie de lucrurile, sunt doar să ai multe. Cât de simplu, zice. Rugăciunea spune Sfânt Ioan din Gură de Aur nu-i oprit. În tot timpul și în tot locul omul se poate ruga, să ție legătura cu Dumnezeu. Sfântul Ioan Efrem Sfântul Ioan zice, zași în pat, nu te lebăda de rugăciune. Zău acolo în pat, vorbește cu Dumnezeu, strigă și Dumnezeu îți ușurează și boala și te folosești sufletești. Da. Așa se sfătuia părintele Paisie. Ultimii ani din viață, părintele Paisie i-a petrecut la mănăstire, alături de prietenul său cel mai bun, părintele Ilie Cleopa. Deși slăbit, părintele n-a refuzat niciodată credincioșii ce așteptau la ușa chiliei zile întregi. Îți ura la urmă totdeauna un colțișor de rai să vă dea Dumnezeu. Acolo, în chilia de la Sihăstria, la marginea patului, cu epitrahilul pe piept și o cruce de lemn în mână, părintele Paisie și-a continuat munca de duhovnic. Am zis, dacă ne-am vedea noi la uși până la ușă, e greu. Dacă când te-ai văzut la ușă, comandă-o mână, ține clampa ușă și nu mă lăsa ușa milosivirii deschide. Și atunci, deci, Mântuitorul spune acolo că s-a rugat pentru așa. Iată-le, părinte, că nu știu ce fac. Și i-ați rugat pe crucea și i-a s-a rugat să iată că nu știu ce fac. Da, mi-a lui Dumnezeu mirește. În ultimii 4 ani ai vieții, ieroschimonahul Paisie a zăcut mai mult la pat, în chilia sa, îngrijit cu dragoste și atenție de ucenicul lui cel mai apropiat,
monahul Gerasim. Eu așa am văzut Părinte Paisie, așa vreau să spun că era ca un om sfânt. Eu așa l-am văzut Părinte Paisie, așa. Bine, era un om de rugăciune, era un om sfânt, eu Părinte Paisie, mai rar ca el așa. Așa s-a petrecut Paisie Olaru. Pe 18 octombrie 1990, unul dintre cei mai mari duhovnici ai Moldovei se stingea din viață. Corpul lui a fost îngropat în cimitirul mănăstirii Sihăstria. Ca erodiacon am participat la înmormântarea părintelui Paisie și am făcut parte din soborul de slujitori. La mormântarea sa, cei mai mulți au fost călugări. Sute de călugări și călugărițe, nu doar din mănăstirea în care a trăit ultimii ani, ci și de la toate mănăstirile din jur, și alți mulți călugări, sute sau mii, l-au însoțit cu rugăciunea lor în acea zi. Pentru că părintele Paisie s-a dăruit fiecăruia, s-a rugat pentru toți. Inima lui i-a cuprins pe toți. Poate că într-un veac de istorie a Bisericii Ortodoxe Române, de la Sfântul Calinic, Cernicanul încoace, nu a fost o asemenea dăruire și trăire totală pentru și în Hristos, așa cum a fost cea a părintelui Paisie. Mai târziu, alături va fi îngropat părintele Cleopa Ilie. Poate un om să modeleze suflete. De ce le ajută? Ce plan măreț al lui Dumnezeu pentru omul care fuge de lume și lumea îl urmează. Dumnezeu prea milosivu să vă miluiască, Domnul să vă ajute, Domnul să vă mântuiască, Domnul să vă folosească, Domnul să vă curățească, Domnul să vă umple de bucurie duhovnicească, Domnul să vă fie păzător sufletului și trupului vostru, Doamne, ca un bun și milostiv și viitor de oameni, să vă dea iertare de păcate. Milostivul Domnul nostru Iisus Hristos să vă blagoslovească în toate zilele vieții voastre. Blagoslovește, Doamne, pe robii Tăi care sunt de față. Blagoslovește, Doamne, pe toate, cu daruri cele bogate, pace, liniște și sănătate. Și de toată răutatea vrăjmașilor văzut și nevăzut, izbăvește-te dânsă și cele de folos pentru a câștiga dorința lor cea bună și un colțișor de rale rânduieșilor. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Mulți ani acelora care sunt sănătoși, iar acelor bolnavi răbdare multă, și mântuire de la bunul Dumnezeu.
cam atât am putut, că mă copleșesc altele, că nu se văd. Și numai eu le sunt. Răbdare multă acelor care au nevoie de răbdare. Și bucurii duhovnicești, în sfârșit, pentru anul viitor. Să trăiți, să vă faceți ascultarea care este de folos pentru mântuirea noastră și nu uitați la rugăciunile frăților voastre, a mă pomeni și pe mine păcătos. Dacă voi avea zile, am să mă fac sănătos. Și iarăși ne vom mai întâlni aici sau dincolo. În sfârșit, toate și toți care am pășit pe un an ne-au cunoscut cu nădejde într-un timp mai potrivit și mai bun, a trecut încă un an și am pășit pe un an necunoscut. Dumnezeu să vă dea răbdare, dragoste și să nu uitați hotărârea care ați avut-o de acasă până în sfârșit să aveți, nu până la preșit. Încă o dată, dacă am să am zile, am să mă fac sănătos și ne vom mai întâlni ori aici în lumea asta, ori dincolo. Să fii mila Domnului cu noi și pacea care a fost la nașterea Mântuitorul nostru Iisus Hristos, prin cântarea îngerilor, slavă întru cei de sus Dumnezeu și pe pământ pace și între oameni bunăvoie. Îi mulțumesc acelora care încă mă doresc să mă vadă sănătos, Dumnezeu să le răsplătească dragostea celor care se ostenesc și într-o măsură a venit să mă mângâie într-un timp când am și eu nevoie de răbdare. Vă mulțumesc frăților voastre care v-ați susținut până la noi cu ocazia anului nou. Dumnezeu să vă răsplătească dragostea și ostenirea. Drum bun, merge sănătos. Doamne ajută! Doamne ajută! Am întâlnit dragostea preoției voastre și dorința de a ne vedea. Mulțumesc pentru toată dragostea și ostenirea a Părintele Galeriu care m-au cunoscut și l-am cunoscut.
și mulțumesc și acelora care mă ajută într-o măsură. Vă mulțumesc la toți și vă rog să mă iertați. Ajunge zilele mele, iar din câte am trecut eu, să nu încercați. Într-o viață de atâția ani, sigur, am gustat și amar și dulce. A trecut toate ca un vis. Eu aștept și cețele voastre alte noutăți. Să așteptăm cu toții, după cum ne este împărțit la fiecare. Dar dragostea, după cum spune toți Sfinții și Mântuitorul, dragostea acopere mulțumii de păcate. Dragostea dumnezeiască a făcut de să pogorim Mântuitorul. Dragostea față de lumea asta l-a făcut pe Mântuitorul să pătrimească. Dragostea a întărit pe Sfinții Mucenici să pătrimească și primească chinuri. Dragostea și cu preția mult întreci bogăție. Așadar, să ne rugăm la Dumnezeu, fiecare cum se găsește El, să ne dea răbdare, că dragostea prisosește la toți răbdare. A făcut pe Sfinții Mucenici dragostea să nu simtă chinurile cu gândul și cu credința că îi așteaptă bunătățile cele care la inima omului nu a intrat. Așadar, și noi ar trebui să avem răbdare pentru bunătățile care ne așteaptă. Eu nu am răbdare. Spun la toți că mă doare. Sfântul Ioan Cucuzelul, atâta dragoste avea el de cântare, de a lăuda pe Mântuitorul, că și pe afară cânta. Și în biserică i-a putezit un pișor cu jer din rana lui, cu roi și veri, și n-a spus la nimeni că e bolnav. Dar eu am spus la toată lumea. De aceea vă rog să mă pomeniți, să-mi prisosească Dumnezeu răbdarea, să vede că dragoste nu am, că dragostea prisosește răbdarea. Așadar, încă o dată vă mulțumesc pentru că ați avut o leacă de răbdare punând în practică cântările care le-ați ascultat și pe cei voastre și cu nădejde că mă voi ușura și eu să mă bucură împreună cu frățile voastre, pentru aceste bucurii care le-a avut acești cântăreți. Doamne ajută, ne-a zis sănătoși, ne-a dat să vă ajut.